ai hotărât să-ți iei o casă. E o hotărâre bună. Doar că ea vine la pachet cu o frică mai pragmatică, care îți intră în inimă, îți întunecă mintea și tocmai de aceea l-am chemat pe Corneliu, consultant financiar, să stăm puțin de vorbă despre elefantul din cameră. Corneliu, oare o să am bani pentru toate? Adică tot ce înseamnă avans, amenajare, acte, cheltuieli, pare o sumă foarte mare sau pare ceva foarte greu de dus. Mi-e frică de lucrul ăsta. Cum abordezi situația asta? Păi cred că poți să scapi de frica asta planificându-ți lucrurile dinainte. Și anume, există un instrument foarte interesant pe care lumea nu-l folosește, care se numește buget. Buget înseamnă să-ți planifici viața pe un an înainte și să pui sumele aferente lângă. Și atunci, tu știi, vreau să fac vacanțe în locul XYZ, vreau să-mi sărbătorez ziua de naștere, vreau să-mi cumpăr haine, vreau să pun deoparte în fiecare lună atâția bani pentru avans, atâția bani pentru mobil, atâția bani pentru amenajare. Și într-un interval de X luni o să reușesc să strâng banii de care am nevoie în așa fel încât să pot să fac achiziția asta. Dacă nu am bani suficienți, pentru că sunt două decizii diferite, și anume, prima este decizia de achiziție, câtă casă îmi cumpăr, unde să fie, cum să arate și așa mai departe, și cea de-a doua achiziție este decizia de finanțare, și anume, de unde o să iau banii pentru casa respectivă. Păi și totuși, de unde iau? Că... Păi bănuiesc că iei din ceea ce produci, adică din veniturile tale, pui o parte deoparte, în așa fel încât să-ți atingi obiectivul în timpul vieții tale, de preferat. Normal, da. Deci trebuie cumva din timp să fac lucrul ăsta. Da, și asta îți permite în același timp să mergi să vezi case, să-ți dai seama ce casă ți se potrivește, care casă îți place sau nu-ți place, ce criterii trebuie să ai în vedere în momentul în care achiziționezi locuința respectivă. Poate nu-ți place etajul, poate vrei să aibă baie cu geam. Sunt diverse. Începi să te interesezi de vecini, să vezi dacă au plătite cheltuielile la întreținere, în așa fel încât să nu te trezești cu apa tăiată, pentru că okay, sunt roblatnici și mai totuși, departe. Totuși, ele, achiziția asta vine la pachet cu o serie de rate care vor trebui plătite și care înseamnă responsabilitate și, de fapt, frica mare acolo e dacă voi putea să plătesc ratele și din ce voi plăti ratele și cum mă gândesc în așa fel încât să nu mi se strângă stomacul și să nu zic, nici nu mă gândesc la asta. Păi, aici e o întrebare foarte interesantă. Cum stai acum? Dacă acum stai cu părinții și tu nu contribui niciun fel la... Ar fi mai bine cu părinții decât cum stau eu cu Ilona. Ok, dacă stai cu părinții, atunci tranziția o să fie una majoră și trebuie să te pregătești din timp și să pui deoparte pentru o perioadă echivalentul ratelor, în așa fel încât să-ți dai seama dacă poți să trăiești cu bugetul respectiv sau nu. Asta e prima variantă. A doua variantă, dacă deja stai cu chirie, tu practic plătești pentru o locuință, pentru a folosi o locuință, și atunci o să înlocuiești, chiria o să vină înlocuită de rată sau și aici, în funcție de ce ai ales să-ți cumperi, o să fie mai mare sau mai mică. Dar și pregătirea asta, vezi, dacă e prea lungă, adică nu știu cum, că uite, de exemplu, Luna se pregătește vreo 20 de ani să cumpere ceva și tot n-are curaj și tot amână și tot e frică și tot... Măi, nu e că n-are, domnul Corneliu, nu e că n-are curaj, n-are bani, nu că n-are curaj, dar știți de ce n-are bani? Pentru că are Marius să-mi dea bani, are 42 de lei datorie la mine de nu știu când. Să te sfătuiască domnul Corneliu cum să faci să-mi înapoiești și mie banii, ca și garanța, sau ce, cum spune dumnealui. Hai că uite, îl faci pe domnul Corneliu să râdă, omul în toată firea, îl pui într-o situație. Hai, lasă-ne un pic, că vreau să cumpăr casa aia totuși. Așa, revenind. Aici e interesant, apropo de nu am bani. Aud chestia asta destul de des. Exact, nu am bani, da. Câți bani trebuie? Mie mi-ar trebui foarte mult de tot, dar... Cât mult de tot? N-am o sumă așa să... Păi asta e primul pas, de-aia mergi să vezi apartamente în așa fel încât să știi, băi, ok, vreau apartamentul ăsta costă atât. Și apartament de tipul ăsta, dacă stai și te învârți în piața respectivă o lună, două, găsești unele mai ieftine, unele mai scumpe. Și alegi cel mai bun preț. Și alegi cel mai bun preț în funcție de obiectivele pe care le ai. Dacă vrei să te muți imediat ce ai achiziționat apartamentul, atunci te uiți să fie și amenajat, corespunzător, în așa fel încât să vii cu patul sau cu cevituri. Dar totuși, frica mea mare e că achiziționarea asta va veni, va trebui, va atrage de fapt, după sine, alte lucruri. Va trebui să renunți la vacanțe, va trebui să renunți la o ieșiri sociale, va trebui să strâng punga, va trebui să... Adică cumva mă sperie lucrul ăsta că... Renunțarea asta poate apărea în cazul în care
eu nu cumpăr ce am nevoie. Sunt persoane care în loc să-și cumpere un apartament similar cu cel în care stau cu chiria acum, își cumpără apartamente de 2-3 ori mai mari sau case de 2-3 ori mai mari și atunci apare o disproporție între cine sunt ei acum și casa în care stau și asta duce la niște frustrări pe termen lung. Cum să-ți iei o casă nu e o decizie definitivă, la fel cum nici să ai o relație nu e o decizie definitivă. Da, bine spuneți că mi-am colțit gândul de mult. Asta înseamnă că poți să iei decizia de a vinde casa respectivă la un moment dat sau de o închiria și a te muta într-o altă casă mai potrivită cu etapa din viață în care ești. Spre exemplu, dacă ți apare un copil, copilul nu apare instantaneu. Din ce am studiat eu, durează cam 7-9 luni și atunci ai timp să faci o schimbare. E puțin și 7-9 luni, credeți-mă. Da. Bun. Deci înțeleg așa, înțeleg că trebuie să bugetez, să lucrez cu instrumentul ăsta nou care se cheamă buget. Dacă ai făcut adunări, scăderi, maxim mulți și împărțiri. Nu o să-mi fie greu. Așa, trebuie să mă să iau hotărâri raționale, să iau... Prima hotărâre emoțională. Și anume, dacă îmi place casa respectivă și dacă aș putea să trăiesc în ea. În momentul în care sunt împăcat cu ea... Mie îmi place un palat, dar nu pot e să... E foarte frumos, atâta vreme cât e potrivită cu cine ești tu în momentul ăsta. Păi, cu Ilona e sigur un palat. Adică ea, sigur, dacă o duci, ea vrea peleșul. Cumpără ea, practic. Ea vrea peleșul. E minunat. E minunat, nu e chiar așa de minunat, că mă ustură acinea la buzunarul ăsta, în partea asta. Mă ustură rău de tot și golește tot. Deși sufletul, domnul Cornel. Deci, adică trec... Eu am înțeles că trebuie să-mi iau o casă care să fie potrivită cu... tot, și cu stilul meu de viață, și cu banii de care dispun, și cu un pic de predictibilitate pe viitor. Și cam asta e, ca să pot să elimin, să dau afară elefantul ăsta mare din cameră, ca să nu plec la drum cu frică. Cu siguranță. Și în funcție de suma de bani pe care o ai disponibilă, ar putea să mai apară și o decizie de finanțare. Dacă ai toți banii la tine, e o treabă. Dacă trebuie să te duci să te împrumuți, e o altă treabă. Dar... fiecare din asta vine cu costurile ei și fiecare risc care apare poate fi acoperit. Există multe soluții pentru fiecare risc. Am înțeles. Cunoașterea asta îndepărtează frica. Corect. La starea civilă, de multe ori oamenii... Nu vreau să vorbesc despre asta, nu știu ce contract spate, vă rog, m-a luat așa cu niște ape. La fel și la bancă, oamenii de cele mai multe ori nu citesc contractul respectiv și își asumă niște lucruri fără să se informeze înainte. Ok. Și e foarte interesant când după aia vin și dau vina pe partenerul care i-a împrumutat pentru că ei nu au citit înainte contractul. Bun. Întrebarea finală. De 100 de puncte. Îmi cumpăr sau nu cumpăr casă? Dacă ești în momentul potrivit și ți-o dorești foarte tare... O cumpăr. Da. Pentru că, de fapt, ce cumperi când cumperi o casă? Liniște. Cumperi stabilitate, liniște. Da. Nu cumperi niște pereți. Cumperi un cuib. Și atunci, dacă cuibul ăsta e important pentru tine, îl cumperi. Dacă nu... Haideți că m-ați impresionat, dar mi-a dat lăcrimile asta cu cuperul cuib. Ai auzit, Ilona? Bun. Nu-mi plac genul ăsta de discuții. Pe ce ai făcut? Pe acum ai plecat? Păi acum zădeam cheia, eu acum zădeam soluția, acum zădeam păcat. Mare păcat. O să avem bani pentru toate? Asta chiar nu-i o frică așa mare. Ia uite, Marius, ia uite ce fac eu cu micile... tale. Îți place? Hai că am distrus-o și pe asta. Are cineva bani să facem curățenie aici? Ăla eu. Ce? Credit de la ING?